Până la data de 3 septembrie, la nivelul județului Suceava, au fost făcute numiri pentru 18 directori și 3 directori adjuncți. Criteriile care au stat la baza schimbărilor au fost pensionarea la limită de vârstă și cereri de eliberare din funcție. Potrivit Inspectoratului Județean Suceava, nu există cazul de sancțiuni disciplinare. Conducerea Inspectoratului Școlar Județean Suceava precizează faptul că deciziile luate au vizat numirea în funcțiile de conducere a unor oameni competenți, recunoscuți și respectați în comunitate, astfel încât să existe un echilibru și o continuitate a managementului școlii. Procentul posturilor de director și directori adjuncți noi numiți este de sub 8% din totalul de 276 de posturi la nivelul județului. Pentru toate posturile de conducere au fost emise decizii de numire prin detașare în interesul învățământului, valabile până la sfârșitul anului școlar în curs sau până la organizarea unui nou concurs stabilit de către MEX.